always funny and hungry, no? And hungry. Yeah. And you don't like it. You never try it. I never tried weed here. No. Also in my country, I never smoked. Okay, that's good. I never smoked. How much does it cost here? Is it expensive here? How much? 1,500 per gram. That's, I know, California buds. Imported. Imported 1,500 per gram. Per gram. Prieteni, iar în această seară bătrânul Backpack Your Life are un date, pentru că indiferent dacă el găsește fete frumoase sau nu, nu se poate rezuma doar la cele pe care le găsește și trebuie să iasă cât mai multe. Am băut acum cu fata asta în zona cea mai șmecheră, deci e un loc absolut excepțional. So guys, I have to tell you something. I think I just met the shyest person on all the planet. It's impossible to find somebody who's shyer than her. But you have to tell your name if you're okay with that. Hi. Iar toate cele 5 moluși, mamă, ce a fugit acolo în spate. Hello, I need to get to Divisoria Market. Băi, m-am găsuit ăsta aici în... M-am găsuit Backpack Your Life, nu? You are from here, from Manila? Yeah. Ah, okay, nice, very nice. No? No, I guess. Better not drink water. Tu nu termine, mă bag aici. Știi ce mi-am dat eu seama? Că eu am făcut un vlog din Manila în 2018, doar că nu mai găsesc pe canal, frate. Ori am avut o problemă cu copyright, ori s-a întâmplat ceva. Ideea este că vlogul respectiv nu mai există pe canal, ceea ce înseamnă că acest clip din Manila este primul și, de fapt, singurul care există pe canalul Backpack Your Life. Tare! O treabă care mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc, chestia asta cu cozile, frate, la taxi. Dacă vrei să iei taxi din ăsta oficial și dacă nu-ți merge aplicația, nu știi ce nu merge aplicația, stai la coadă și băieții îți găsesc taxi aici imediat. Dar trebuie să aștept, am așteptat vreo 10 minute, dar eu. 1990. In the 90s you've been to Bucharest? Yes. You just... What were you doing there? I was going to Yugoslavia. You went to Yugoslavia? Yes. Wow.
I went there before, you know, before the Civil War. Before the Civil War, you went to Yugoslavia? Yes. Ah, and you had a stopover in Bucharest? Yes, right. Problema Manila a fost tot timpul, mamă, la cazări. Pentru că este greu să găsești cazări decente. Haideți să vă rup asta în care mă aflu acum. Deci este un studio, o cameră, foarte curată, ce-i drept, foarte, foarte curat, miroase extrem de bine. Avem televizor, îl avem aici pe bătrânul backpacker life care are tricou murdar. Ia să vedem baia. Așa. O, da. Și baia foarte, foarte, foarte curată, deci n-am ce să zic. Singura chestie nașpa de aici, știți care e? Dată de acest aer condiționat. This is the main issue. Pentru că evident face zgomotul ăsta, frate. Asta e singura chestie nasoală. Apartamentul acesta mă costă incredibil la sumă de 35 de euro pe zi. Avem și un safe pe care probabil că nu îl folosesc. Și începem acest video cu districtul Makati, dragi prieteni. Exact acum am ajuns la mall. Ploaia evident că s-a întețit. Dar uitați-vă și voi cum poate să arate un mall aici în Filipina. Cât de enervantă e faza asta cu ploaia, nu vă dați seama. Faza e că eu aș fi putut lăsa pe altă zi plimbarea asta, doar că la mine se întâmplă așa, din asta o energie foarte puternică în momentul în care ajung într-un loc și de aceea aveau neapărat să ies afară să filmez și sunt așa foarte surexcitat. Și din păcate vremea nu a fost de partea mea astăzi. Mall-ul ăsta se numește Greenbelt și are 5 Greenbelt-uri, adică 5 curele, Greenbelt 1, 2, 3, 4, 5. Nu știu acum exact în care mă aflu eu, doar că eu voiam să-l găsesc pe ăla care se aibă și Greenbelt Park, ce se află aici. Dacă vii aici într-o zi de sâmbătă sau vineri sau duminică, sunt foarte mulți oameni, este extrem de frumos, mai ales dacă vremea e decentă. Dacă ieșeam mai devreme cu o oră, nu mai ploua, doar că am zis, bă, ies, prind și apusul, prind și vreme decentă. Am prins un apus praf și am prins și vremea super nașpa, dar mall-ul e mișto. Deci eu acum mă prind super random, așteptând ca ploaia să treacă și chestia asta nu se întâmplă. N-am găsit aici o scară interesantă. Cred că duce la... să mă duc în parcare undeva, că n-am mașină, nu vreau să intru în parcare. Da, mă, evident că am ajuns direct în parcare. Problema este că nu știu cum să ies de aici acum. Bă, aici am ajuns acum într-o locație de dubios. Nu știu ce se face aici, frate. Deci nu-mi dau seama, stă lumea și așteaptă. E o stație de bus, e ceva, nu-mi dau seama. Sau de-aia pentru Grab. Puteți să vezi ce aici. Deci, eu nu înțeleg unde mă bag aici. Să moară, mă. Where? Oh, sorry. Oh, my God.
Deci eu n-am ieșit mai departe de unde mergem acum, m-am suit în ăsta, nu mai știu cum se numește exact. Să bag o grămadă de oameni ăsta să port masca și în prima stație după care întoarcem pe jos. E foarte, foarte funny. Bă, eu sunt convins că n-am voie să cobor așa în mijlocul străzii. Doar că cred că am mers vreun kilometru jumate cu ăsta și nu știu unde se oprește. Are niște stații fixe, habar n-am. Să merge dintr-un punct până la destinația finală și nu se mai oprește, frate. Credeam că sunt stații o dată la 500, la 700 metri, dar mergea non-stop. Și am coborât aici la semafor. Deși 7-Eleven-urile se găsesc pe toată Asia de Sud-Est, pentru mine este prima oară când intru într-unul de când am ajuns aici, în această parte de lume. Haide să vă arăt. Ai avea tendința de a spune că 7-Eleven-urile sunt doar niște magazine, dar ele nu sunt niște magazine, sunt pur și simplu niște experiențe în cadrul unor magazine, sau mai bine spus, magazine în cadrul unor experiențe. Cea mai tare chestie la 7-Eleven-uri este că găsești tot felul de mese din astea semi-preparate, care evident că în Thailanda sunt cele mai șmechere de departe. Dar și aici o grămadă de lucruri, de exemplu sisig, cică sisig, asta este o mâncare tipică filipineză, sandvișuri, o grămadă de prostii, foarte drăguțe. Ai și kids corner în condițiile în care ai copil și nu ești forever alone, ca bătrânul backpacker life? Dacă ești pasionat de chestii dubioase, ăsta este raionul cu chestii super ciudate, mixed nuts, o grămadă de tâmpenii, frate, care mie nu-mi plac, sincer să fiu, nu sunt pasionat de așa ceva. De aici găsești toate dubioșinile și evident soju în tâmpenie. Peste tot toate flavors-urile pe care poți să ți le imaginezi. Uite, soju de prună. Thank you so much. Și mi-am luat acum de mâncare cu aproximativ $8, nu vă gândiți că mi-a luat ceva extraordinar, dar apă, alte prostii, foarte, foarte mișto 7-Eleven-urile. Mă aduc aminte că pentru prima oară când am intrat într-unul în Bangkok, am zis, bă, nu vine să cred, ce vibe excepțional. Și pe urmă, sunt cumva tailored, cumva gândite în funcție de țara în care se găsește, adică găsești lucruri specifice din țara respectivă. De evident că cele mai șmechere 7-Eleven-uri din punctul meu de vedere sunt cele din Thailanda. Bună dimineața, bună dimineața, domnul Oliver. Bună dimineața. Te-ai mai văzut vreodată taxi cu asta așa? Nu, așa. Deci is this mandatory or is you do it for your own protection? No, this is mandatory. From rules of LTRB. Aha. Eu, yeah. Ah, ok. Mamă, deci uite și voi, mamă, ăsta e plasticul ăsta, frate, pus așa. Super fain. O altă chestie pe care nu trebuie să o faci deloc când vii aici în Manila, frate, să nu te sui niciun taxi niciodată, să nu mergi cu taxiul nicăieri. Cât am făcut Oliver până aici? Jumătate de oră. Și eu nu știam că Oliver săracul lui nu-i pace să stea în spate și face că bă, hai să coborâm de aici când vine să-mi vomit. Nu știam. Uite cu Carlos, stai că vreau să întreb cât e. How much? This one, sir, our rate. We'll go around to Intramuros, sightseeing. Ah, inside. Yeah. Inside Intramuros, and you see all of these places. First I go and visit here and then no, I decide. Including inside, sir. Ah, if you take this one, I'll guide you inside and we'll tell about the history of Intramuros. Voiam asta doar așa să văd ca idee în principiu. Ați văzut, deci cerea 100 de lei cerea pentru o oră cu calul. Bine, cred că poți să negociezi undeva la 70 de lei, ceea ce nu e chiar atât de rău. Hello. You are from here, from Manila? Yeah, from here. Ah, okay. Nice, very nice. Mamă, ce frumoșică era aia, nu?
drăguțică, drăguțică, de tot să mor eu. Acum suntem în barăcile americane. Eu nu știam că americanii, adică bine, știam de influența pe care au avut-o, dar nu știam că în cel de-al doilea război mondial, uite cum arată, cum arăta înainte și cum arată acum. Bine, vă dați seama că este super aranjat și super restaurat totul cu grindele astea. Nu zice, mă, grinde sau grinzi? Grinzi. Cred că grinde. Nu? Evident că nu se putea să ajungi într-un oraș ce a fost colonizat de spanioli și să nu găsești o Plaza de Armas. O chestie că se poate de normală. Mi se pare așa de ciudat să găsesc Plaza de Armas în Asia, frate, și chiar să se numească Plaza de Armas. Mi se pare foarte, foarte, foarte ciudat. Da, da, vedeți, are exact aceeași organizare, basically. Cam în urmă pe acolo sunt, dacă mergeți în orașele sau în sătucele, satele alea micuțe, pe care le găsești în America de Sud, ai pe aici case, 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 tot și în mijloc ai asta, cum îi zice, ai Plaza de Armas. Acum am ajuns și practic pe cel mai înalt punct de aici din Santiago Fort și se poate vedea în distanță cât de ciudat arată acest oraș, o arhitectură ce n-are niciun fel de legătură cu realitatea. Clădiri înalte care se construiesc pe partea sau care deja sunt construite, sărăcie, lucie, puțin tel mai în față, trafic. E un oraș în care eu nu vă recomand să veniți, adică oricine care vine în Filipine, aveți atât de multe lucruri frumoase de văzut, frate, în țara asta, culmea să vii să petreci timp în Manila. Dacă vii pentru 2 săptămâni, 3 săptămâni, să vii aici, worst decision ever. Coconut. Coconut. Ah, okay. Coconut. Coca-Cola not good, no? No, yeah. Better not drink Coca-Cola. Yeah. Because the water is mineral water. One second. Clear water, yeah? Yeah. Ah, perfect. Thank you so much. Yeah. Yeah, să vedem. Oliver vrea niște Coca-Cola și doamna de aici nu are. Dar nu știu. No, 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 thank you, thank you. It's okay. Don't worry. Ce gustă este asta? Gustă. E bun? Da, mă, da. De apă de cocos, un căcat. Nu are nimic de cel. Apa de cocos. A, eu cred că ți-am scos din lucrurile de cocos. Uh-huh. Parcă e mai dulce, e pus zahăr, are. It has a bit of sugar? Sorry? Aha, aha. Ah, stevia. Cred că e stevia, nu se simte, vezi că e de apă. Da, da, e puțin mai dulce. Hai să mergem. My friend, hello. I need to get to Divisoria Market. No, you take me? Divisoria Market? Yeah. How much? 2%. Okay. 150, na? Okay. Okay. Ia vino coci. Încă pe mă ce ai? Ia uite. Ia uite ce bine. Ia uite. Bă, m-am găsuit tot aici în... M-am găsuit Backpack Your Life, nu? Ce e? Suntem pe o motocicletă? Da, e un fel de motocicletă. Suntem în etajul unei motociclete. Da, exact. Ia, accelerează motorul! Da, trebuie să-mi arată. Ia arată aici, vrei să bei ceva, Oliver? Da. Ce să bei, mă? Uite ce e, Fanta! Oliver a învățat mișcarea, ne-a întrebat acum o doamnă că bine ați venit în Filipine și l-a zis, noi locuim aici. Asta e combinația, că dacă zici așa... Nu te mai bagă. Că știu și e cu ars pe aici și că cunoști cât de cât lucrurile, da. Deci acum suntem în Divisoria Market, cea mai mare piață din Manila, cea mai murdară, cea mai vamaie. Bine, vă dați seama, comparativ cu ce ați mai văzut la mie prin Africa, probabil că e pistol cu apă, dar e ok. Ce înseamnă reconfigurarea produselor, frate?
Deci dacă veneai aici, acum 3 ani de zile, nu vedeai măști la vânzare. Și uite-te și tu câte măști sunt la vânzare. Hello, what is this? Squid. Squid? Yeah. I want. Yeah. Yeah. 10 pesos. Hello. Okay. Yeah. Look at yourself. Cool, yeah? Wait. Together, like this. Good. Yeah, I want to present this. Thank you. What is this? Onion? Onion. Ah, onion. What to do with mouse? With the mouse trap? No, but English is daga. But I don't. What to do? This was mouse trap. What to do with this? Nothing. Ia să ne dacă mor în primul rând. Deci, este, cum îi zice, squid. Squid. Calamar, mă. Calamar, da. Calamar. Nu e nașpa deloc. E bun. E super bun. Chiar e super bun. E foarte, foarte bun acolo. 80 de bani. Hai mă, că am uitat să bag în asta. I put here? Cu ceapă, cu astea. Aha. Hai încolo. Ia să vedem. Oh, l-am băgat ceavă și cred că mai încolo mă fac cu una. Futu-i mama, mă. Vreau mănânc. Pentru mine diferența majoră dintre piețele de genul ăsta și piețele din Africa e faptul că aici lumea nu se uite ciudat la tine, frate. Adică bine, sunt așa cu ochii, dar nu e nimeni și agresiv. Nu spune nimic dacă filmezi. Da, da, n-am nicio treabă acolo în Africa, deci numai când am intrat. Bine, am făcut și prostia în prima piață din Africa în care m-am dus și cum am dus în pantaloni alb și un tricou ăsta alb, frate. Deci eram tot alb, singur alb într-o piață din aia. Tu-ți dai seama ce era. Dacă vine să crezi în sărăcia asta, aici există McDonald's, dar la Moscova și, nu mai e. Și sunt multe, da. Da. Dar am aflat și eu acum câteva zile că s-a retras și McDonald's de pe piața din Și bănci sunt peste tot, la toate colțurile. Da, 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 bănci, ATM-uri, tot ce vrei tu, mâncare, tot ce vrei, frate, și tot ce nu vrei găsești pe stradă aici. Ce aici, bă, banane, tot ce vrei. Nu știu ce-s astea. What are these? Walang iba. What is this? Pinoy pandikit. No, what is this? Narito po ang mga paraan ng pagsasaayos ng mga materyales sa bahay. Una po, naayusin da, ang sapatos. Super glue. No, it's okay, thank you. Mi-aduc aminte că am fost în piața asta, acum aveam pica FISA. Atunci, în 2018, am venit să explorez puțin. Da, da, în piețele astea, în principiu, e vorba de feeling-ul pe care l-ai. Și feeling-ul pe care l-ai aici este unul super ok. Oamenii sunt extrem de prietenoși, adică, mai ales în momentul în care văd camera, văd că filmezi, wow! Ce filmezi, de unde filmezi, ce faci, așa mai departe. Este extrem de friendly și atunci este super ușor pentru tine să-ți faci treaba, să filmezi. Nimeni nu se ia de tine. Și te văd când începe să filmezi, se simte ca un star, știi? Da, da, exact, exact. Nu e să vină, să se uite dubios la tine, să se certe cu tine. Nu, nu, sunt extrem de... Se bucură și îți mai face și așa. Și... Exact. Hai, fai! Always, always funny and... Hungry, no? And hungry. Yeah. And you don't like it. You never try it. I never tried weed here. No, no, no. Also in my country, I never smoked. Okay, that's good. I never smoked. How much does it cost here? Is it expensive here? How much? 1,500 per gram. That's, I know, California buds. Imported. Imported? 1,500? Per gram. Per gram. Oh. Oh, okay. Dragi prieteni, iar în această seară bătrânul Backpack Your Life are un date. Pentru că, indiferent dacă el găsește fete frumoase sau nu, nu se poate rezuma doar la cele pe care le găsește și trebuie să iasă cât mai multe. Asta este teza lui Backpack Your Life. Teza, nu teza, mă. E axioma după care Backpack Your Life, nici măcar axioma, lema după care Backpack Your Life, teoria după care Backpack Your Life își trăiește viața. Iar, dragi prieteni, astăzi suntem, în această seară, suntem în BGC. Nu mai țin minte, Bonifacio
ceva center. Iar ăsta este practic districtul de lux, districtul financiar al, cum îi zice, al Manilei. Și arată wow, deci este ceva excepțional. Mai am vreo jumătate de oră până mă văd cu fata asta. Hai să filmăm, că e mișto rău. Mamă, deci cum poate să arate districtul ăsta comparativ cu restul orașului, să mor eu. Deci e ceva excepțional. Deci absolut excepțional. Exact acum am ajuns pe Bonifacio High Street. Asta este o zonă cu foarte multe restaurante, unde trebuie să mă văd cu fata asta ca să mâncăm ceva eventual. Mamă, dar arată, deci stă daună totală, frate, cât de mișto poate să fie. Mai ales că exact asta vorbeam azi dimineața, aduceți aminte că eram cu Oliver și am, bă, frate, că aici totul e la fel, totul e nașpa, totul e foarte prost organizat. Nu e adevărat, boss, aici arată de, îți dă mintea loc, n-are București nici 1% din ce are zona asta. Mă refer la chestia de district financiar, da? E wow. Superb, absolut superb locul ăsta, dar mai șocant, ca să zic mai super, nu merge, mai șocant e faptul că nu te aștepteai, adică am venit cu taxiul și la un moment dat a făcut așa dreapta, bă, și când a făcut dreapta m-am trezit cu un miliard de skyscraper din astea, clădiri, totul frumos, totul curat, străzi, vedeți, sunt super wide, nu mai e ca acolo în partea unde stau eu, unde sunt și din astea, e și urât pe stradă, e next level ce ești, frate. Deci am băut acum cu fata asta în zona cea mai șmecheră. Deci e un loc absolut excepțional. Și aici se apără, mă, că haide să mergem într-un rooftop bar, frate. Și am ajuns acum într-un rooftop să moară măsa. Știți cum arată? Eu am băut, deci trebuie frumos să mă iertați pentru chestia asta. Dați-vă și voi cum pare să arate aici. Pe cât de nașpa sunt anumite zone din orașul acesta, din capitala asta, pe atât de mișto sunt altele, frate. Deci este absolut next level. Next level. Nu exagerez cu nimic. Voi m-au întrebat cum fac eu cu hainele, frate, atunci când călătoresc, unde le spăl. De obicei, dacă stau într-un loc pentru mai mult timp, găsesc o din asta, o spălătorie unde le las și hainele pur și simplu le iau a doua zi, chestie care mă costă foarte, foarte puțin. Doar că acum, pentru că schimbăm zona, mergem într-o zonă mai puțin populară, ca să zic așa, am găsit exact la baza apartamentului meu acest self-laundromat. Am plătit 15 lei, trebuie să stau 30 de minute, îmi iau frumos hainele și asta e. Mi se pare că varianta asta este foarte, foarte ok, pentru că nu trebuie să aștepți. În mod normal, dacă te duci să lași haine, de obicei tu poți să dureze, nu știu, pare să dureze 5, 6, 7, 8 ore, de multe ori chiar o zi, în funcție de load work-ul pe care l-au oamenii de aici și în funcție de programul pe care îl alegi, pentru că au și din aștia express, au multe, multe programe pentru toată lumea. Dar mie mi se pare foarte ok așa, pentru că în 30 de minute sunt gata. Show me your darkest, I'm hollow. Show me your heart and I'll follow. Sharing smoke, getting happy. Aici aceeași poveste, trebuie să scanezi un cod,
să completezi un formular. Asta este și un hotel care e și staycation, adică pentru carantină. Nu, pardon, și pentru uz normal, dar și pentru carantină. Și de-aia trebuie să completezi toate căcaturile astea. Ba piciorul în mamă, cădeam de pe ăsta, băi, ești nebun. Asta e că... Ce prost sunt. L-am luxat în spate, nu mi-am dat seama. Hotelul ăsta se numește Red Planet și basically este un chain of hotels pe care le întâlnești peste tot prin Filipine. Și am vrut să stau aici pentru că este extrem de ieftin. O să vă arăt acum, am luat undeva la vreo $15 pe noapte, într-o zonă super, super bună. Camera e destul de micuță, dar nu reprezintă asta o problemă. Am stat în Red Planet, în Cagayan de Oro, în Davao, tot Mindanao, într-un miliard de locuri. Am stat în un hotel foarte, foarte decent. Uitați cât de dubios, toate astea nu sunt available, doar etajul 10 și 9, cred. Asta probabil că este cea mai basic cameră în care am stat până acum. Dar, nu înțeleg asta cu televizorul pornit, bă. Să pornească televizorul când dai drumul la curent. Închide-l. Așa. Dar pana mea ce vrei? Cu tot cu taxa a fost 17,50 euro. Aer condiționat din ăla vechi. Patul. Mare. Ce e? Televizorul. The mirror. Și aici baia. Toate cu... Asta este un fel... Știți cum e ăsta? Cum ar fi ibisul, frate. Deci exact așa cum e ibisul. Mă refer ca... la consistență. Că arată la fel exact așa cum se prezintă. Toate arată la fel, reprezintă asta de aici din Filipine. E un hotel de ce? Trebuia cumva să avem și un apus în acest vlog din Manila, dragi pete, și în momentul de față mă aflu în zona Maleconului. Nu știu exact cum să traduc eu Malecon în limba română, este... Nu știu cum să-i zic. Suntem pe Sunset Avenue și mergem frumos încolo. Cred că apusul o să fie unul super mișto. On my way to the sunset, hi. I met up with these guys, yes. Who actually asked me about my YouTube channel. And I told them, and then they said they are going to join me there for the sunset. And yeah, let's go. You guys live here? Yes. Very cool. How old are you? 19, I'm 19 years old. 19, oh, young, very cool, hi. Young. How about you, sir? Sir, 36. Wow, 36, yeah. Bă, măcar n-am de ce să mă plâng, cât v-am spus acolo când am fost în Bantaia și când am fost și în Boracay. Apusurile nu au fost excepționale, dar aici sunt convins că o să fie absolut demențial. Vreți și foarte mulți oameni în parte, o să facem așa o plimbare, exact în momentul în care soarele apare, aproximativ 20-25 de minute. Evident, trebuie să știți și faptul că asta este sâmbătă, ora 6 fără 10, adică 17.50. Mamă, cât de mișto pare să fie pe aici, cât de frumos e. În zona asta am stat în prima oară când am fost în Manila, în 2018, puțin mai în spate. Nu este o zonă extrem de luxury, ca să zic așa, dar e foarte, foarte populară și foarte plăcut să stai aici. Și mă bucur că m-am întors la 4 ani de zile. Asta e lumina aia Blanao, frate, de ora 6 și 30 de minute. Superb, absolut superb, uitați-vă puțin. Cred că aici vom termina acest vlog maraton filmat pe vreo 5 sau 6 zile. Am avut un complet, cum să zic așa, different approach.
pentru video de aici, pentru că știți care e faza? Manila este un oraș deloc turistic. Manila nu este un loc pe care vrei să-l vizitezi, nimeni nu vine aici și eu am zis că ar fi interesant să fac un vlog în care să vă prezint lucrurile pe care puteți să le vedeți, pe care puteți să le faceți aici, pentru că din punctul meu de vedere e un oraș interesant, care are foarte multe contraste, ce îți pot oferi o experiență decentă în condițiile în care ești dispus să dig in, să sapi, să afli. Deci, da, cam asta e. Hai să vă mai arăt puțin. Foarte, foarte mișto zona asta, bă, și e vibe-ul ăsta de Asia. Eu am aici mai mult vibe-ul de Asia, de exemplu, decât îl aveam în Jakarta, că v-am spus că și Jakarta este este o capitală, la fel, destul de plictisitoare din punct de vedere al atracțiilor turistice. Dar eu, în Jakarta, nu știu, m-am simțit mai dubios. Nu cred că e neapărat un oraș pe care l-aș revizita. Aici, în Manila, cu siguranță că aș mai veni peste 3, 4, 5 ani de zile. Adică dacă ar fi să ajung pe aici, nu m-ar deranja. Nu aștept, bă, nu mă duc în Manila, că n-am ce să văd. Nu, niciun caz. Și atunci, sper ca videoul ăsta să fi făcut cinste Manilei. În altă ordine de idei, cu fata lucrurile au fost foarte ok, atât zic. Nimic mai mult, foarte drăguță, foarte frumoasă de treabă, puțin emotivă, dar am trecut peste treaba aia. Ne-am descurcat, nu e asta problema. Eu acum mă duc către casă, nu știu exact unde o să plec de aici, habar n-am, nu știu care sunt planurile. Am aplicat pentru... Mama, am văzut o gagică bună rău. Am aplicat pentru viza pentru următoarea țară, trebuie să aștept vreo 3-4 zile până când o să-mi vină viza. Și cred că în vreo 2 săptămâni schimbăm țara, tot în Asia. Anul ăsta nu vreau să plecăm din Asia, asta e scopul meu. Ăsta este singurul scop pe care l-am acum, aflându-mă aici. E cel mai tare loc din lume, frate. Asia e the best. Vă mulțumesc că v-ați stat până la capăt. Uitați că vă iubesc. La revedere. Pa, pa.